Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit niște plăcințele foarte repejor și sunt foarte delicioase. Vreau să vă spun că sunt făcute doar cu apă, sare și făină. Și deja am plutură la dorința fiecărui. Ele se fac iată așa în lung și apoi se tau iată așa bucăți micuțe sau se poate de făcut și așa învârtite, cum facem noi de obicei. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, dar noi ne uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Făină 750 de grame, apă călduță 500 ml, 2 linguri ulei, jumătate de linguriță sare și aici mai avem nevoie de 100-120 ml ulei pentru a întinde aluatul. Și pentru umplutură eu am pregătit aici 400 de grame cartofi fierți, doar am fierte cu puțină sare și aici am 300 de grame ciuperci cu o ceapă. Le-am tăiat cubulețe și le-am călit pe tigaie cu puțin ulei, sare și piper negru. Aici mai am o lingură semințe de susan, voi presura deasupra pe plăcințele și din condimente la umplutură eu vă mai adăuga așa mărar uscat, se poate și proaspăt, și cardamom sau cardamon. Într-un bol mai încăpător adăugăm cartofii, ciupercile cu ceapa călite. Vreau să vă spun că împlutura puteți să o faceți după gustul vostru. Numai cartofi, numai ciperci, brânză, carne tocată, totul la dorința voastră. Și condimente, desigur că tot puteți să puneți de care voi doriți. Și amestecăm totul bine și cartofile le mărunțim iată așa ia. Ele sunt fierte bine și se mărunțesc ușor. De ce nu le-am mărunțit apart și apoi să adaug cipercile. Umplutura noastră este gata, acum o gustăm, dacă mai avem nevoie de sare, de piper negru, e numai bună, nu mai adaug nimic. Și acum ne ocupăm de aluat. Într-un bol mai încăpător adăugăm apa călduță, sarea, amestecăm puțin. La apa cu sare adăugăm făina, făina la mine deja este cernută, începem să frământăm. Acest aluat trebuie să se primească foarte elastic și puțin, puțin lipicios să fie de mână. Iată când ajungeți așa, deja s-a grămădit totul grămadă, adăugăm uleiul și frământăm totul bine. Eu am terminat să frământ aluatul. Priviți cum arată. Cum v-am spus, iată, este puțin, puțin lipicios. El așa trebuie să fie. Acum îl punem într-un săculeț sau în folie de plastic și lăsăm pe o oră la odihnit. Dar vreau să vă spun că eu l-am lăsat odată și peste noapte și a fost foarte, foarte bun. La mine a trecut vreo 2-3 ore. Eu de fiecare dată când fac acest aluat, eu uit de el. O scoatem din folie de plastic. Pe masă presurăm puțină făină. Și împărțim aluatul în 4 părți egale sau în 6, depinde cât de mari vreți să faceți voi plăcintele. Și facem iată așa adunele. Și le punem pe masa presurată cu făină. Eu am făcut iată așa 6 biluțe și acum pe care am făcut-o prima o luăm, care prima biluță am făcut-o o luăm, pe masă presurăm puțină, puțină făină și o întindem puțin. După ce facem biluțele nu mai este nevoie să așteptăm, să se odihnească din nou. Le-am terminat de făcut și pe prima care am făcut-o începem a întinde. Iată cam așa o întindem, nu foarte mult și o punem pe o farfurie, dar farfuria mai întâi o ungem cu puțin ulei. Și ungem foaia de plăcintă și pe această lantă parte. Și facem următoarea foaie. Eu am terminat să le fac așa pe toate, să le întind puțin și am și ajutor.
Ilinca le-a uns cu ulei, o dat și pe jos, dar oricum mulțumită de ajutor. Mulțumim. Și acum le voi lua și care pe prima am întins-o, de desubt, va fi prima deasupra. Și o eu pe aceasta prima, cuptorul deja aprindeți-l să se încălzească și întindem acest aluat cât de subțirel și cât de mult noi putem. Se întinde foarte ușor, este extraordinar, nu vă temiți. Tata. Și tata face, da? Dacă se rupe puțin în unele locuri, este ok. Priviți cât de mare noi am întins-o, cât toată masa. Și acum punem din împlutură. Și acum așa, dintr-o parte de unde voi veți pune împlutura, iată așa, îndoiem, cum ar fi, ca să fie așa mai multe straturi de aluat. Și punem din împlutură. Dacă doriți, puneți așa într-o margină, dar eu iubesc să presori iată așa pe toată foaia de tot. După ce am pus din împlutură, mai întâi părțile le acopăr cu aluat, apoi rulez. Eu cred că se vede, iată așa, din patru părți, eu mai întâi părțile iată așa am acoperit și deja acum voi rula-o. Și acum o tai în jumate și o pun pe tavă. Tava este doar tapetată cu hârtie de copt, nu cu nimic, și tot așa faci. Iată, eu am umplut prima tavă și acum eu voi unge plăcințelele cu ou și voi presora cu semințe de susam. Dar voi, dacă țineți post sau nu iubiți oul, doar puteți să presorați deasupra semințe de susam sau și fără ele, doar le dați la cuptor. Pe 20 de minute, 25 de minute la 180 de grade. Mergem la cuptor pe 20-25 de minute, cum v-am spus, la 180 de grade. Eu am terminat să fac toate plăcințelele, iată a doua tavă și iată una am făcut și așa rotundă, învârtită. Dar prima tavă o scoatem din cuptor, este gata. Yummy, yummy. La mine a stat 25 de minute la 180 de grade, dar voi vă orientați după cuptorul vostru. Poate să stea 27 până la 30 de minute. Și le învelim cu un prosop de bucătărie și le lăsăm să se răcorească pe 15-20 de minute. Iată și a doua tavă este gata. Le acoperim și pe ele cu un prosop, le lăsăm puțin să se răcorească. Aici, deja aici am luat și am mâncat, n-am avut răbdare. Vreau să vă arăt și vouă cât de minunate ele sunt. Parcă este făcut cu aluat foietaj, priviți. Privițile, cum acestea sunt numai bune de mâncat. N-au răbdare. Măcințelele noastre s-au răcorit. Acum eu voi bucăți. Priviți cât de minunate arată. Parcă sunt făcute, cum am mai spus, din aluat foietaj. Dar le știu gustul că le fac a treia oară. Nu de mult am dat de această rețetă. Îmi place cum e așa aluatul este. Super!
Sunt foarte delicioase, nici nu găsesc cuvinte să comentez la ele, dar vreau să vă spun că vă recomand această rețetă, se face ușor și nu este nimic complicat. Dar noi am ajuns la sfârșitul și acestei rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți like, scriți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!